Autoritățile urmează să emită astăzi o nouă ordonanță militară care ar urma să prelungească restricțiile ce sunt în vigoare până pe data de 15 mai. În plus, noul act normativ ar putea prevede obligativitatea purtării măștii în spațiile publice. Potrivit unor surse, în ordonanța de astăzi va fi menținută recomandarea autorităților pentru populație de purtare a măștilor de protecție, inclusiv după ce va expira starea de urgență în România timp de 3 luni, începând cu 15 mai. Asta în condițiile în care mai multe firme din România au început să producă măști și vor putea furniza aproximativ 4 milioane de bucăți lunar. De asemenea, potrivit surselor citate, în noua ordonanță militară vor fi menținute restricțiile actuale pentru persoanele vârstnice. Cel mai probabil, persoanele de peste 65 de ani vor fi nevoite să rămână în case într-un anumit interval orar încă o lună după 5 mai 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestei măsuri. În prezent, persoanele de peste 65 de ani din România pot ieși din casă doar între orele 11 și 13 pentru rezolvarea problemelor de strictă necesitate. Ordonanța nouă ar putea conține și un articol referitor la organizarea nunților. Cel mai probabil, aceste evenimente vor fi interzise încă 3 luni de acum încolo. Mai mult, se discută ca la fiecare nuntă să fie prezent un reprezentant al DSP care să verifice temperatura participanților și să depisteze eventuale cazuri de COVID-19. Vești bune pentru cei care așteaptă relaxarea măsurilor